Cuvântul Domnului astăzi este din Cartea Evrei, capitolul 4. Două versete vom citi, versetul 12 și 13. Evrei, capitolul 4, versetul 12 și 13. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Amin. Domnul să-și binecuvinteze cuvântul său, să vorbească și minții noastre, dar mai ales inimii noastre. Și să plecăm de aici cu un sentiment adevărat al atotprezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Amin. Vă rog să ocupați locul. Îi mulțumesc Domnului că sunt din nou în mijlocul adunării. Mulțumesc fratelui pastor pentru invitație. Am venit să slujesc cu darul pe care mi l-a dat Domnul, de dascăl, să învăț poporul Domnului. Am fost bine primit, ospitalitate aproape perfectă. Și faptul că, într-adevăr, noaptea trecută, Dumnezeu ne-a binecuvântat familia cu o nouă viață, un băiețel pe nume Rafael. Cuvântul acesta, Rafael, vine și din ebraică și înseamnă Dumnezeu vindecă. Da. Viața vindecă multe răni. De aceea noi credem că Dumnezeu nostru este Dumnezeul vieții și îl lăudăm pe El. Vă aduc salutări din țară. Eu slujesc în Timișoara, Biserica Golgota, și de asemenea sunt profesor la mai multe școli, incluzând Institutul Teologiei Pentecostal din București. Colegii vă salută pe toți. Dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre atotprezența lui Dumnezeu. Ce înseamnă să crezi că Dumnezeu este atotprezent? În timp ce veneam în coace, soția, după ce am ajuns aici, soția îmi trimite prin telefon, printr-o aplicație, o poză și îmi arată că știe exact unde sunt. Știți, există aplicația asta în MyFind, îi spune la Apple. Și îmi arată poza și știe exact unde sunt, că am sosit aici, ora și numele meu este acolo și chipul meu este. Deci nu mă pot ascunde nicăieri de soția mea. Nu pot pleca nicăieri, ea știe unde sunt. E extraordinar. Ce vremuri trăim. Asta e corect, să știți, între soți. Soții transparenți, onești, ar fi bine să știe celălalt unde este. E un gest de încredere. Da. Sunt unii care se ascund de soții, de soți. Și cred că se ascund și de Dumnezeu. Habar n-au cine-i Dumnezeu. În această dimineață vreau să vă conving prin cuvântul Domnului și prin darul pe care l-am,
că Dumnezeu este atot prezent. Și sper să plecați de aici cu o altfel de înțelegere, de perspectivă, că acest mesaj vă va schimba viața. Și chiar să crezi din toată puterea ta că Dumnezeu vede tot, e peste tot. Cum a fost posibil ca soția mea să știe unde sunt? Datorită tehnologiei, datorită sateliților. Așa sus, noi nu-i vedem, uneori îi vedem noaptea. Sunt sateliții artificiali, ca niște obiecte, nave robotice, folosite, puse de oameni pe orbita Pământului, care orbitează în jurul Pământului. Sunt niște obiecte mai mici, mai mari. Sunt mulți sateliți, tot mai mulți. Și aceștia sunt folosiți pentru comunicare sau pentru supraveghere. Sunt folosiți de militari. Dacă ați urmărit războiul din Ucraina în zilele, în anii aceștia deja, vedeți că se pun pe, și la televiziune și pe internet, imagini cu războiul. Efectiv, poți vedea ce se întâmplă acolo. Ai un sentiment de inconfort. Acești sateliți, cum funcționează? Satelitul care orbitează, da, e sus, da, pe cer, zicem noi, dar ei funcționează datorită, sunt acolo datorită unor legi. Ei primesc un semnal de la o stație emițătoare de pe Pământ, care amplifică semnalul și retransmite semnalul pentru o stație de recepție, la o frecvență diferită. Semnalul acela poate ajunge la tine foarte repede, uneori cu un mic decalaj. Sun copiii și nepoții în Statele Unite, la mii de kilometri distanță, și aproape la secundă, cu precizie, ei răspund, eu îi văd și vorbim. Trăim o minune. Dar, deși ne minunăm de aceste descoperiri ale științei, zic, totuși ar trebui să ne creeze și o oarecare stare de disconfort. Pentru că asta știți ce înseamnă? Că și alții pot să știe unde ești și ce faci. Se știe exact, toți care avem telefon mobil, se știe exact ce cheltuim, unde suntem, ce am făcut în ultimii ani. În fiecare zi, în fiecare oră. Nu-ți creează un sentiment de neliniște acest adevăr? Cu toate acestea, noi ne vedem de treabă, călătorim, cumpărăm, ca și cum totuși avem o independență. Bun, vreau să vă întreb, ce s-ar schimba în viața ta dacă tu ai fi convins astăzi că Dumnezeu este atot prezent? Știe tot ce faci în viața ta, știe unde ești și nu numai că știe mișcările tale, acțiunile tale, dar și gândurile tale. Doar acum am citit Evrei 4:13. Nici o făptură nu este ascunsă de Dumnezeu, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face.
Când eram mai tânăr, am cunoscut, am știut o cântare, am și cântat-o, nu vă cânt dimineața asta, dar vă aduc aminte de ea. Cam așa sunau și cântările în cândva. Dar două strofe vă citesc. Sub ochiul sfânt al Tatălui din cer, umblarea ta este pe acest pământ. Și El te vede chiar când tu nu vrei, căci ochiul sfânt pătrunde în adânc. Deci în zadar când tăinuiești ceva, când vrei să ascunzi răul din viața ta, dai în zadar, că Domnul știe tot. Oriunde ai fi, El vede tot. Și e biblic. Găsim, uitați-vă în Psalmul 139, de la versetul 7, același adevăr spus de David, puțin diferit, dar pătrunzător. Psalmul 139, versetul 7, până la 12. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumină. Ce spune David aici este că Dumnezeu nu poate fi evitat. Dumnezeu poate fi ignorat, dar nu evitat. Nici un om nu se poate ascunde de Dumnezeu. Nu există loc, adică, spune David, unde să te ascunzi de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este prezent peste tot. Deci, orice om, dacă ar încerca să scape de prezența lui Dumnezeu, nu poate. Și nu contează unde încerci să te ascunzi, spune David. Chiar dacă ai lua aripile zorilor, știți cum am traduce astăzi? Chiar dacă ai lua o rachetă, să încerci să fugi de prezența lui Dumnezeu, e o absurditate. Chiar dacă, spune David, aș încerca să mă duc acolo unde nu este lumină, nici acolo unde poți ascunde de Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc ceva scris de un român ateu. Numele lui este Cristian Tudor Popescu, cunoscut și ca CTP-ul. El este un scriitor, este un om de televiziune, mult timp a fost, scrie, e prezent în media românească și s-a declarat ateu. El nu crede în Dumnezeu. Acum câțiva ani însă a făcut o vizită în Israel, la Ierusalim. Și a scris câteva cuvinte pe care eu le-am găsit și vreau să vi le citesc ce experiență a avut acest ateu în Cetatea Sfântă, cum se numește. Iată citatul. Pentru prima dată în viața mea, simțeam că ceva nu e în regulă în jurul meu. Mecanismele exacte ale minții mele nu mai funcționau la parametrii nominali. Aveam un ecart, adică o distanță, pe care nu mai puteam să-l umplu. Mi se părea că în locurile acelea, cu adevărat, s-a întâmplat ceva ieșit din material. E foarte greu de descris senzația. Unde întorceai capul, avea această senzație. De pildă, multe momente acolo am avut senzația că mă urmărește cineva, că există un ochi, nu neapărat o ființă umană.
Era deosebire. Nu mă urmărea un om. Aveam mereu impresia că există o entitate, ceva, acolo, care se uită la mine de oriunde m-aș fi întors. Încheie citatul. Nu doar că nu există loc în universul acesta unde să te poți ascunde de Dumnezeu, zice David, dar el sugerează că nu există nici stare în care să te ascunzi de Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este tot prezent. Dumnezeu este implicat în creația Lui. E prezent în lumea Lui. Ce înseamnă lucrul acesta? Și vă mai conving, încerc să vă conving cu încă un text biblic. Ieremia 23, versetul 23 și 24. Ieremia 23, versetul 23. Sunt eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, și nu sunt eu și un Dumnezeu de departe? Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu? Zice Domnul, nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul. Amin? Crezi tu lucrul acesta? Așa se prezintă Dumnezeu, ca noi să înțelegem. Deci Dumnezeu este prezent cu întreaga Lui ființă în fiecare parte a spațiului din acest univers. El însă este distinct de toate lucrurile din spațiu. Spațiul nu-L poate cuprinde, nu-L poate conține pe Dumnezeu. De aceea noi nu spunem, atenție, că Dumnezeu este în toate lucrurile. Adică, ca și cum Dumnezeu ar fi în acest lemn, în acest amvon. Noi spunem, așa spun alte religii răsăritene. Nu. Noi nu spunem că Dumnezeu este în toate sau că toate sunt în Dumnezeu, afirmăm doar că El este prezent peste tot. Greu să explici, sigur, acest mare adevăr și de aceea ne folosim de analogii, de exemple. Noi folosim niște expresii care, să știți că sunt corecte, pentru că limbajul nostru este limitat. De exemplu, când ne strângem la închinare, credeți că Dumnezeu este prezent aici? Amin. Sigur. Deci e corect să spui, Dumnezeu este prezent aici, adică își face simțită prezența într-un fel perceptibil de sufletul uman. Da? Starea noastră sufletească se schimbă, se îmbogățește când ne strângem împreună. De aceea ai nevoie de biserică. Că poți să stai acasă, ca alții care poate chiar ne urmăresc acum, nu știu, poate sunt bolnavi sau au decis să rămână acasă, dar le lipsește ceva. Prezența altor suflete care împreună creează un fel de comunitate sufletească. Dumnezeu, spunem uneori, că își face simțită prezența în sensul că El se acomodează lumii noastre. Vă amintiți în 1 Corinteni 14, cred că e versetul 25, spune Pavel când intră un om necredincios în adunare, el trebuie să vadă rânduială. Și zice, dacă intră el în adunare și vă vede că vă închinați corect, tainele inimii lui sunt descoperite, el va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că Dumnezeu, în adevăr, este în mijlocul vostru. Cum știe un astfel de om că Dumnezeu este în mijlocul nostru? Dumnezeu se acomodează nouă, își face simțită prezența, e ca un dar pe care El îl face, se descoperă într-un fel
pe care noi îl putem înțelege, îl putem percepe cu ceea ce suntem noi, cu inima, mintea, chiar trupul nostru. Deci, revenind la Evrei, capitolul 4, versetul 12, aici spune că cuvântul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu când ne vorbește, face două lucruri. Este viu, este lucrător. Cum? În primul rând, vedeți, scrie pătrunde. Pătrunde, adică Dumnezeu ne cercetează. Deci când suntem în adunare și acum ascultați predica, cuvântul lui Dumnezeu, sau ați ascultat cuvântul lui Dumnezeu prin cântare sau prin rugăciuni, că cuvântul lui Dumnezeu poate să fie proclamat în mai multe feluri. Predicarea este doar un mod de a articula cuvântul lui Dumnezeu. Dar când cuvântul lui Dumnezeu care e viu lucrează, ce înseamnă? Că pătrunde în inima ta. De aceea tu trebuie să-ți deschizi inima. Să zici, Doamne, am venit aici să-mi vorbești. Pentru că cuvântul pătrunde în sufletul tău. Și al doilea lucru pe care îl face cuvântul, observați? Judecă. Judecă simțirile și gândurile inimii. Deci cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu prezent, adică în mijlocul adunării, nu doar că pătrunde în tine, sper că lași să pătrundă, dar ce face când pătrunde în tine este că judecă, adică analizează viața ta. Extraordinar. De aceea ne strângem la o dată, de aceea suntem împreună. Dumnezeu ne judecă chiar acum. Ne analizează viața. De aceea noi credem că prezența lui Dumnezeu nu este așa ca un fel de abur, cum își imaginează unii. Da? Așa, abur, știu, insensibil, impersonal. Nu. Dumnezeu este persoană și Dumnezeu comunică cu noi ca persoane. Când spui că prezența Lui personală este aici, numai noi persoanele o putem percepe, o putem înțelege, o putem trăi efectiv. Ați fost vreodată în situația în care nu știai dacă există cineva, o persoană în jurul tău, dar simțeai prezența lui acolo. Erau ca o ființă vie, nu? Vă amintiți ce am citit despre gândurile lui Cristian Tudor Popescu? Era o realitate, deci el nu o contesta. Bine, noi avem o altă explicație. Prezența lui Dumnezeu uneori este simțibilă, adică trăibilă. Știi că e ceva adevărat, nu-i fake, nu este ceva fals, ci este adevărat. Ei, așa se întâmplă când Dumnezeu, prin cuvântul Său, își face simțită prezența. E minunat lucrul acesta. De aceea venim mereu împreună, de aceea ne expunem cuvântul lui Dumnezeu. E ca și cum l-ai invita pe Dumnezeu să te judece, să te analizeze, să te cerceteze. Bun. Acum eu am să vă dau două, trei exemple, în funcție de timp, de cum lucrează Dumnezeu prin atot prezența Lui. Când Dumnezeu e atot prezent, cum ne judecă? Cum ne analizează? Iată primul exemplu, îl iau din Noul Testament. Și este în Matei, capitolul 6. Aici este predica de pe munte a Domnului nostru și Domnul nostru vorbește despre pioșenia religioasă aici. Și el dă exemple, trei feluri de spiritualitate, de pioșenie religioasă. E vorba de milostenie, rugăciune și post.
Am să vă citesc doar din prima, din milostenie, de la versetul 2. Uitați ce spune Domnul nostru. Acum, să știți, milostenia, rugăciunea și postul, dacă vrei să te verifici în spiritualitatea ta, întâi la acestea te verifici. Cât de milos ești, cum te rogi și cum postești. Pentru că chiar dacă faci aceste trei lucruri, contează cum le faci. Și iată ce spune Domnul. Tu, dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat, vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Exact același lucru le spune și despre rugăciune. Versetul 6. Când te rogi, intră în odăința ta, încuie-ți ușa, roagă-te tatăl tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. La fel este și cu postul. Versetul 18. Da? Când postești, să arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Deci, iată prima lecție practică. Dumnezeu se uită la tine cine ești în ascuns, nu cine ești la vedere. Când Dumnezeu spune că pătrunde și judecă, El se uită la cine suntem în privat, nu în public. Și contextul este religios. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos vrea să spună aici că contează cum facem milostenie, cum ne rugăm și cum postim. De ce? Pentru că dacă facem acestea ca să fim văzuți de oameni, am pierdut. Dacă suntem interesați de ce vor spune oamenii când postim și facem milostenie și când ne rugăm, zice, primești o răsplată, slava oamenilor, te aplaudă oamenilor și pierzi slava lui Dumnezeu. De aceea, când faci aceste lucruri, uitați-vă la noi, că noi am venit la închinare aici, ne rugăm și noi, poate postim, facem dărnicie, milostenie, deci facem tot felul de lucruri religioase. Cu ce scop le facem? Primul gând firesc al nostru este să le facem ca să fim aplaudați de oameni. Să se vadă. Ai văzut că am fost prezent? Ai văzut cât am dat? Da? Ai văzut cum m-am rugat? Hă? Și faci toate aceste lucruri și sunt bune. Dar dacă le faci cu scopul de a te vedea oamenii, ai eșuat, ai greșit. Ai uitat că Dumnezeu este nascuns și El vede nascuns. De mai multe ori se repetă această expresie. Adică poezia sorei Dina, și am înțeles că o cheamă. Vă amintiți de ea un pic, da? Să vă mai recit o strofă de acolo. Când n-ai statornicie pe cale niciun pic, când nu te legi de ceruri cu nimic, când firea ta nu are porniri de credincios, pe cine crezi că înșeli? Aruncă-ți masca jos. Foarte interesant. Domnul Hristos spune că atunci când noi facem lucruri religioase, trebuie să fim conștienți că Dumnezeu este prezent și vede tot ce facem noi. Adică religia noastră să nu fie pentru public, pentru oameni, ci să fie din teamă de Dumnezeu, știind că Dumnezeu este atot prezent, că Dumnezeu nu se uită la fațadă, El nu e impresionat de publicitatea pe care ți-o faci,
înaintea celorlalți, folosindu-te de lucrurile religioase. Pentru că viața devoțională, viața spirituală nu are de-a face nimic cu publicitatea, dar zice Iisus, așa fac unii, fățarnicii. Se rugau de ochii oamenilor, dădeau milostenie de ochii oamenilor, posteau de ochii oamenilor. Deci, iată prima lecție acestei dimineți. Dacă tu crezi în prezența, tot prezența lui Dumnezeu, cine ești tu în viața ta religioasă? Cine ești tu ascuns? Pentru că religia ta ești ceea ce ești ascuns. Iisus spune așa, închinarea ta aici în public trebuie să reflecte corect închinarea ta privată. Da? Încă o dată. Închinarea ta publică trebuie să reflecte corect închinarea ta privată. Adică nu vii aici ca să epatezi, ca să arăți că ai o imagine, dar acasă ești altul. Dragi frați și surori și ascultători, avem o mare problemă aici. Mulți copii de-ai noștri nu mai sunt prezenți în biserică. S-a făcut un sondaj la americani, e adevărat, dar cred că e potrivit și pentru noi. Și sondajul spune așa, că 82% la americani din tinerii care au fost botezați în bisericile noastre, botezați, când au ajuns la facultate, au plecat din biserică, nu mai sunt prezenți în biserică. Și cineva a fost curios să întrebe care e motivul, de ce nu mai rămân tinerii? Pe primul loc, detașat, motivul principal pentru care acești tineri care au fost în biserică, nu mai sunt, a fost ipocrizia părinților, fățărnicia părinților. Părinți care erau alții acasă și alții în biserică. Și copiii au văzut și au zis, nu vreau să fiu ca ei, nu vreau să ajung ca ei. E foarte dureros lucrul acesta. Dar spune ceva, pentru că asta insistă Iisus Hristos de 3 ori aici. Când faci lucrări duhovnicești, când vii să te închini lui Dumnezeu, trebuie să oglindești cine ești acasă în primul rând. M-am întrebat, dacă aș face eu un test, și dacă ai face tu un test, să-i întrebi pe cei mai apropiați de tine. Să-i întrebi, ce crezi tu despre mine? Oare ce răspunsuri ai primi? Dacă ți s-ar spune, trăiești duplicitar, trăiești fățarnic, nu ești corect, ar schimba ceva în viața ta? Ai face ceva schimbări? Pentru că uneori tu te ascunzi de anumiți oameni, dar te văd alții. Nici nu știi cine te vede. Eram în construcție cu o biserică în România, cu toată biserica, evident, nu numai eu, și am primit o sumă de bani ajutor și puteam înainta în construcție și urma să cumpărăm materiale și am auzit de cineva, un constructor care nu era din mediul evanghelic, că e foarte generos și că el ajută bisericile și dă cu 30% mai ieftin materialele. Am apelat și noi la el. Și a fost foarte binevoitor. Și a zis, pentru biserică? Și eu dau cu 30% mai ieftin. A fost binecuvântat. Și mă sună patronul acelei firme, mare, firmă mare,
Și îmi spune, uitați, dumneavoastră sunteți pastor, da, vă ajut cu atât. Oh, vă mulțumesc. Dar zice, am o singură condiție. Da, sigur? Nu vreau să lucrez cu tare și îmi dă numele. Era un frate din comitet. De ce? Pentru că am lucrat cu el și m-am înșelat de mai multe ori. Numai cu el nu lucrez. Îmi dați pe altcineva. M-a durut foarte tare. Dar a fost un adevăr. S-a descoperit cine era într-adevăr acest om. Și evident, a fost înlăturat din lucrări. Am stat de vorbă cu el. S-a supărat pe mine. A început să-mi facă mie probleme. Pentru că i-am spus adevărul. Vedeți? Te poți ascunde de unii oameni, dar uite, apare de undeva. Un telefon. Un mesaj. Ce spun cei de lângă tine? Adică, vreau să te întreb, cine ești tu în spatele ușilor închise? Știi că Dumnezeu te vede și acolo? Ce vede Dumnezeu acolo? Hai să fiu mai precis, că sunt mulți tineri aici. Cine ești tu pe internet? Am vorbit aseară cu ei despre acest aspect. Că unii așa cred că Dumnezeu n-are ce să caute pe internet. Ba da, Dumnezeu nostru este atot prezent. Și Dumnezeu așteaptă ca noi, credincioșii Lui, să fim onești, transparenți, să armonizăm viața noastră privată cu viața noastră publică, fără mască. Știați că Apostolul Pavel îi cere lui Timotei ceva, în 1 Timotei, capitolul 1, Doi Timotei, capitolul 1, versetul 5. Pavel îi scrie lui Timotei, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois, mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine. E așa de frumos aici. Expresia aceasta, credință neprefăcută. Știți, cuvântul folosit în greacă este anhipocritos, adică neipocrită. Credința ta neprefăcută. Asta zice, îmi amintesc de tine. E așa de frumos să lucrezi cu oameni onești, care nu sunt prefăcuți, care știu că Dumnezeu judecă în ascuns, vede în ascuns. Deci, aceasta e prima lecție acestei dimineți. Dacă tu crezi că Dumnezeu este atot prezent, ține minte că Dumnezeu se uită la cine ești în ascuns, nu la cine ești la vedere. Dumnezeu se uită la ce fel de închinare ai în privat, personală, acasă, da? Că nu te vede nimeni și apoi la închinarea ta în public. Cine ești în spatele ușilor închise? Ai tu acest simțământ al tot prezenței lui Dumnezeu în taină? Dacă l-ai avea, altfel ai trăi, altfel ai gândi, altfel ai acționa. Așa să ne ajute Dumnezeu. Trebuie să plecăm de aici astăzi cu o îmbunătățire în viața noastră spirituală. Vom pleca la masă, vom pleca la restaurant, să ne bucurăm unii de alții. Dar să nu pleci cum ai venit. Să pleci mai bun. Să pleci cu dorința de a trăi în adevăr, în lumină. Așa să te ajute Domnul. Bun, trec în Vechiul Testament cu următorul exemplu. 1 Samuel 16. Aici avem un proroc, un proroc pe nume Samuel. Și Dumnezeu îi spune lui Samuel că e nevoie de un împărat, așa a cerut Israelul.
Dumnezeu era împăratul lor, dar ei au vrut un împărat pământesc. Și Dumnezeu îl trimite pe Samuel în casa lui Isai, care avea mai mulți băieți. Și spune, acolo este unul pe care îl aleg eu împărat. Bun, și Samuel se duce în casa lui Isai și citim de la versetul 6 că băieții lui Isai au intrat în cameră și Samuel se uită peste ei și îl vede pe Eliab. Eliab. Se uită Samuel și zice, cred că ăsta e alesul Domnului. Negreșit, zice, unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul i-a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Samuel este aproape convins că, impresionat de statura, probabil era un băiat înalt, așa, bine făcut, și a zis, măi, un împărat trebuie să arate cumva. Da, înalt, arată bine, ăsta trebuie să fie împăratul, viitor împărat. Și acum, sigur, fraților, și prorocii mai greșesc câteodată. Și știți când greșesc? Când se uită la fața omului. Dar Dumnezeu s-a uitat la inima lui Eliab și ce a văzut acolo? Poate că a văzut aroganță, dispreț, un potențial dictator. Pe Dumnezeu nu îl interesează decât inima noastră. Omul se uită la față, la aparențe. Dumnezeu se uită drept în inimă. De aceea îi spune lui Samuel, Samuele, aici ai greșit? Altcineva este. Dar găsim principiul. Deci, când tu crezi în atot prezența lui Dumnezeu, ce trebuie să știi? Că Dumnezeu nu se uită la față, la aparență, ci la inima omului. Și noi ar trebui să luăm principiul acesta, chiar să-l aplicăm? Adică ce înseamnă? Uitați-vă la lumea de astăzi. Lupta astăzi este pentru aparențe. Aproape tot, începând cu politica, publicitatea care se face, e pentru cum arătăm, cum să fim. Și dietele tot la asta se referă. E un fel de gâdilare a firii noastre. Și mai ales politicienii știu exact ce să ne spună, ce să ne dea ca să-i votăm. Dar e de aparență. Și noi știm că e de aparență. Că ei nu își vor îndeplini promisiunile față de popor. Și totuși îi votăm pe unii. Ah, okay. Nu intru în politică acum. Totuși, uitați cât de ușor suntem păcăliți. Pentru că așa sunt unii oameni. Dragi frați și surori, și în biserică există astfel de oameni. Oameni care trăiesc numai pentru aparență, pentru imaginea lor. Orice fac, tot ce fac, e pentru aparență. Tot ce își cumpără, cum se aranjează, cum vorbesc, e pentru aparență. Dar pe Dumnezeu nu pot să-L păcălească. Pentru că Dumnezeu se uită la inimă. Pentru că Dumnezeu cunoaște inimile noastre. Vă amintiți versetul din Evrei? Da? 4:12. Dumnezeu pătrunde și judecă. Pentru că Dumnezeu a creat inima noastră. Cum să nu o cunoască El? El o cunoaște cel mai bine. Și de aceea, ce vede El în inima ta, în mintea ta? Uitați-vă din nou Psalmul 139, primele versete, de la versetul 1 la 4.
Un psalm răscolitor, să știți acesta, psalmul 139, versetul 1. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Extraordinar! Vă amintiți de Domnul Iisus Hristos care s-a uitat la Petru și a știut exact ce este în inima lui Petru. Vă amintiți că Petru a zis, Doamne, noi nu Te vom părăsi niciodată. Și Iisus se uită, spune, Petre, Eu Te cunosc. În curând ai să mă trădezi. Omul poate fi păcălit de fața semenului, pentru că inima este nespus de înșelătoare. Dar Dumnezeu se uită la inimă. M-am tot gândit la Cain și Abel. Amândoi băieții au adus jertfă înaintea lui Dumnezeu. Da? Tot context religios. De ce Dumnezeu nu a acceptat jertfa adusă de Cain? Pentru că Dumnezeu știa ce este în inima lui Cain, știa că este o inimă rea care dorește întâietate. El de aceea aducea jertfă, ca să fie primul, să fie lăudat. Din prima, vedeți că aici consemnăm prima jertfă adusă de oameni, găsim ispita competiției. Și Dumnezeu nu primește închinări, rezultate din competiția pentru afirmarea de sine. Trebuia să învățăm lecția aceasta. Că și atunci când venim, mai nu venim pentru noi. El ne vede, ne cunoaște. Ce aplicație găsim aici? Faptul că Dumnezeu se uită la inima ta, de aceea să nu mai trăiești după aparențe sau pentru aparențe, să nu arăți bine în afară, dar să ascunzi adevărul din inimă. Pentru că ochii lui Dumnezeu sunt curați și nu pot să vadă răul. Când Dumnezeu se uită la tine, chiar și acum când eu vorbesc, El vrea să curețe tot ce este rău și murdar în inima ta. Oare te vei lăsa tu cercetat? Dumnezeu vrea să vadă o inimă curată, nouă. Dacă nu o ai, și acum mă refer la cei care sunteți în căutare, Dumnezeu poate să-ți schimbe inima. Dacă te lași cercetat de El, așa e promisiunea. Le voi da o inimă de carne, o inimă nouă, un duh nou. Promisiunile sunt de la Dumnezeu pentru toți cei care vor să aibă o inimă nouă. Întrebarea dimineții pentru tine este aceasta. Vrei tu să te cerceteze Dumnezeu în inima ta? Cere lui Dumnezeu aceasta. Și ca și cum se încheie chiar psalmul 139. Mă urmărește tot timpul, versetul 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Aceasta ar trebui să fie rugăciunea noastră în această dimineață. Și mai am un exemplu practic din Biblie. La ce se uită Dumnezeu, care e tot prezent? Vedeți, Dumnezeu se uită la cine ești ascuns, nu la vedere. Dumnezeu nu se uită la față, ci se uită la inimă. Mai este o lecție. În Ioan capitolul 1, îl găsim pe Domnul Iisus Hristos alegându-și ucenicii, viitorii ucenici ai Lui. Și Ioan
descrie aceasta puțin diferit de alții. Și de la versetul 45, Ioan 1 cu 45, îl găsim pe Filip, da, care l-a găsit pe Natanael și i-a zis: noi am găsit pe acela despre care a zis Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael a zis: poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșug. Ce frumos! De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis: te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis: pentru că ți-am zis că te-am văzut sub smochin, crezi lucruri mai mari decât acestea vei vedea. M-am gândit ce a văzut Iisus în Natanael. S-a uitat la el, la inima lui, și n-a văzut bicleșug. De aceea l-a ales să fie ucenicul lui. Eu, dacă aș fi fost în locul lui Iisus, nu l-aș fi ales pe Natanael. L-ați văzut? Sceptic, da, ce poate ieși bun. Dar când Hristos îl confruntă pe Natanael, acesta e impresionat de atot cunoașterea lui Iisus și devine ucenicul lui Iisus. Poate că Iisus a uitat la Natanael și a zis: băiatul ăsta n-are niciun viitor dacă eu nu-l aleg. Dar dacă l-aleg, poate să fie un nestemat, un mărgăritar, poate să fie ucenicul meu și martir pentru credința în mine. Iată un ucenic cu care pot lucra. De aceea, a treia lecție pe care vreau să vă las dimineața aceasta este că atunci când Dumnezeu atot prezent pătrunde și judecă inima noastră, Dumnezeu se uită la ce poți deveni, nu la ce ești acum. Când Dumnezeu se uită la noi, unii oameni n-ar da nimic pe noi și n-ar da nimic pe tine. Și poate că așa se și poartă cu tine și te umilesc. Dar Dumnezeu care cunoaște inima, Hristos, care pătrunde inimile noastre și ne cunoaște, El se uită nu la ceea ce ești, ci se uită la ceea ce poate face din tine și cu tine. Asta, așa lucrează atot prezența lui Dumnezeu. Doar atât, să nu vadă vicleșug în inima ta. Dragi frați și surori, cunoașteți Biblia. Voi l-ați fi ales pe Moise ca și lider al poporului? Eu nu l-aș fi ales. Era un om, vă amintiți, da? Iute, a omorât un egiptean. Nu a fost un lider ușor. Dar Dumnezeu nu s-a uitat la cine era, ci la ceea ce putea face din el și cu el. L-ați fi ales pe Petru să fie lider de grup, să reprezinte grupul ucenicilor, nici de cum. Dar Hristos vedea altceva, dincolo de aparențe. Primele impresii pot fi descurajatoare. Să te lepezi de Iisus înaintea unei slujnice. Dar Dumnezeu se uita la ceea ce putea face din Moise și din Natanael și din Petru. Asta a lucrat Dumnezeu și cu noi, dragi frați și surori. Nu suntem aici pentru că Dumnezeu s-a îndurat de noi? El a văzut ceva mai mult decât au văzut alții și poate chiar tu.
Dumnezeu se uită la tine nu cum se uită ceilalți semeni, sau cum te uiți tu uneori, pentru că El te-a creat, a investit în tine, înseamnă, și te ține în viață, înseamnă că are un plan cu tine. Dragi frați și surori, noi suntem aici pentru că Dumnezeu mai are ceva de făcut cu noi și prin noi. El vede ceva mai mult decât văd oamenii, pentru că este un Dumnezeu atotprezent și cunoscător și bun. Deci Dumnezeu se uită la ce poate face cu tine. Și Dumnezeu se uită la ce poate face în tine. S-a uitat la unul Saul, prigonitor al bisericii, și a zis, de ăsta am nevoie. Să fie apostolul neamurilor, apostolul Pavel de mai târziu. Cine dintre noi l-ar fi ales pe Saul din Tars? Să fie scriitorul, da, predicatorul, apostolul. Dar Dumnezeu a privit la inima lui Saul și a zis, de el am nevoie, pot să fac ceva în el. Acolo lucrează atotputernicia lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu deodată. Și noi toți suntem aici, pentru că Dumnezeu s-a uitat la noi și a zis că poate face ceva din noi. Nu cum arătam înainte. Uitați-vă acum, suntem mântuiții Lui, în casa lui Dumnezeu. Deci, mesajul acesta despre atot prezența lui Dumnezeu, vedeți cum acoperă foarte multe domenii concrete în viața noastră. Dumnezeu poate fi ignorat de oameni, dar nu poate fi evitat, pentru că Dumnezeu este peste tot. Aceasta este lumea Lui, nu e lumea noastră. El ne-a pus în lumea aceasta, El ne-a creat, de aceea noi trebuie să știm că Dumnezeu e stăpânul acestei lumi, El este atotputernic, atotprezent, atotștiutor. În ce fel de Dumnezeu crezi? Crezi tu că El este atot prezent? Că nimic nu poate fi ascuns de El? Altfel ai trăi. Și când ești singur, noaptea, în camera ta, nu uita că Dumnezeu este prezent acolo. Și Dumnezeu te cunoaște. Dumnezeu îți cunoaște inima. Când vii la închinare, crezi tu că Dumnezeu este atot prezent și știe exact inima ta? Ești tu același care te închin privat cu cel care te închin în public? Sau porți o mască? Sau vrei să fii onest? De dragul Dumnezeului atot prezent, ce vede El în inima ta? De aceea, după mesajul acesta de conștientizare a prezenței lui Dumnezeu, trebuie să te decizi să trăiești în lumină, în adevăr, să îți dai masca jos. Dumnezeu poate să schimbe totul în viața noastră când venim la lumină. Dar poate te privești uneori prea aspru, te urmăresc păcate din trecut, și crezi că nu mai ești vrednic de nicio lucrare, știi că Dumnezeu poate să te cheme oricând tu trăiești în adevăr și să te repună în slujire. Ești tu pregătit pentru aceasta? Aș vrea să închei cu o scurtă poezie, o parte din poezia scrisă de Simeon cu Bolta, era un alt nume, un poet creștin care a pus pe în poezie Psalmul 139. Nu voi citi toată poezia, este foarte frumoasă. Dar vă rog să fiți atenți la cum un poet a vrut să strângă ce poate am vrut să spun și eu astăzi. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și îmi cunoști adâncile, sufleteștile ape. Știi când ispitele înfrâng zăgasurile
Știi toate bucuriile și toate necazurile. Știi cântecul, dorul și visele. Știi amintirile mele ucisele. Știi piscurile înalte și căile. Știi ghețurile și văpăile. Știi când mă arde trufia, tăgăduindu-ți cerul și sfidând veșnicia. Știi când fără de legea mă apasă ca o pâclă amară și deasă. Știi când mă urc și când mă prăbușesc în neputința omului firesc. Știi când te vând și când te răstignesc. Încotro mă voi duce departe de tine. La cine voi alerga, Doamne? La cine? Spre care zări pașii gonim vor? Și unde să încerc de ochiul tău a mă ascunde? Ca și cain de odinoară, o sânda conștiințe mă doboară, n-am tihnă, n-am puteri, n-am adăpost, sunt doar o biată navă fără rost. Cea lunecă încărcată de păcate, pe valurile vieții zbuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape, nu lăsa întunericul să mă îngroape. Răpește-mă, Doamne, păcatului, pune piedici vășmașului, blestematului, strecoară-mi în suflet luminile, aprinde-mi dragostea, înflorește-mi grădinile și înalță-mă, Doamne, și crește-mă, cu nașterea a doua înnoiește-mă, să-ți pot cânta slavă cu îngerii, chiar și în valea aceasta a plângerii. Amin. Vom sta în rugăciune la final, pentru că tu trebuie să te duci convins acasă că Dumnezeul tău este tot prezent, că stăm înaintea Lui goi și descoperiți și avem de-a face cu acest Dumnezeu care astăzi prin cuvântul Său a pătruns și a judecat în inima noastră. Nu poți să pleci la fel cum ai venit. De aceea, fă o rugăciune Domnului să sădească, să păstreze acest cuvânt viu în inima ta și să-L onorezi pe acest Dumnezeu atotprezent. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.